Și aici e o potecă, cred că pe aici o luăm. Da, o să luăm potecă. Da, e răcoare. Mi-am luat geacă. Intrăm cu bismillah. Ne trebuie telefonul celălalt ca să putem pune și programul, aplicația. La antena ta, aici, să spui. Și la antena cealaltă e la mine aici. E bine. Se vede ceva? Stăm unul lângă celălalt. Da, e o potecă aici. Ia uitați ce lumini v-am luat pentru voi. E bine? Începe să adune lumea. E bine, da? Puneți-vă căștile de acum. Poate auziți ceva. Ceea ce nu auzim noi. Ia uite-te încolo. Cum se vede. Trebuie să mai uităm și în spate. Nu, nu pot. Tap, 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 vă rog. Mai închidem un pic. Ia uitați-vă ce beznă este, fără lanternă. Se vede ceva? Nu. Da? Eu n-am văzut niciunul. Nici nu știu pe unde să iau. Să iau. Pe aici? Ia uitați-vă ce potecă mică. Și aici. Alegeți voi, stânga sau dreapta? Stânga? Dreapta? Stânga, nu? Hai, stânga a zis. Pe aici. Ia-o tu înainte. Ia, ia taci. Mamă, ce întuneric e. E beznă total. Se aude ceva. Hai să mergem în față. Stai să iau un băț din ăsta. Poate ne iese ceva. Sau ia-l tu pe ăsta, ia-l tu pe ăsta, iubire. Hai. Hei, în spate. În spate, în spate, s-a auzit ceva. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mă credeți că e deci aici? Aici e o senzație. Eu nu știu ce senzație este, dar e ceva foarte nasol aici. Ia uitați-vă ce e aici. Să coborăm în jos? Hai să mergem în jos. Stai puțin, să nu aluneci. Stai, 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 stai un pic. Nu, ăsta coboară în jos, direct. Nu ne e frică, doar că e problema de cum urcăm după aia. Ușor. Ah! Alunec. Poți să mergi? Stai puțin. Uite. Mai mergi un pic. Și fii atent să vadă lumea pe unde suntem.
În jos e prăpăstie. Ia uitați. Avem, avem. Nu, nu mai e drum. Aici se oprește. Aici se oprește. Haideți să luăm pe înapoi, pe drumul celălalt, dreapta, unde ne-a zis și Dan. Că noi ducem în prăpăstie. Că încolo ne ducem în prăpăstie. Ia luminează un pic. Nu, nu, ne ducem în jos, iubire. Hai, ne întorcem. Mai mergi. No. Trebuie să pui și ăla. Ce? Da, o să punem aplicația. Exact, Dane, ai dreptate. Acolo era o prăpăstie, direct. Stai, stai un pic. Iar aud pași. Nu, nu, nu. Uite, uitați-vă cum se mișcă frunzele astea, două, trei aici. Și restul nu. Nimic. Hai, mergi. Aici. Fă stânga. Pe aici. Oh. Mamă, deci m-a luat durerea de cap. E o apăsare, așa. Ai auzit? Ai auzit? În spatele meu? Nu, cade. Apă, picături. În spatele meu am avut o senzație. Vino aproape. Ce? Ai bătă? Simt ceva, așa, nu știu ce... Noi simțim ceva. Simțim ceva, ca și cum e... Că mi-a luat inima la... E o prezență. Ia ține un pic să folosim... Să folosim... programul. Poate, poate auzim ceva. Să-i ține într-un loc doar ăla, lumina. Nu încolo, încolo, așa. Stai să punem programul. Oh. Este cineva aici, acum, cu noi? Ține încolo, hai. Este cineva acum aici cu noi? Spune-ne cum te cheamă. Spune-ne cum te cheamă. Am înțeles că ești aici. Am înțeles că ești aici. Spune-ne cum te cheamă. Spune-ne cum te cheamă. Hai încoace.
Punene, cum te cheamă? Ține încolo. Să vadă ce potecă e. Deja avem interferențe aici. Spune-ne cum te cheamă. Cum? Chali? Nu e nimic aici. Nu vreau să vorbesc. Ha. Dă-mi el antena. Tu ține-l pe lor. Ce? Poți? Hai? Mai mai? Uitați-vă atent pe cameră, poate voi observați ceva. Este foarte sinistru. Iată ce. Se aud câinii. I-auzi? Se aud câinii. Acolo cred că e ceva. Stai să mă apropii. Nu. Wow. Deci nu știu în ce parte să mai mergem așa. Cât să mai mergem? Nu pot să te apuci foarte mult că să nu rămâi fără. Chiar ce? Unde-s Iulian aici? În stânga mea? Știu ce era pe urechea mea. Nu e nimic, iubire. Sunt niște musculițe. Ceva? Nu. Iulian zice că o siluetă neagră în stânga. Dar nu văd. Eu zic, fii atent. Fii atentă, fii atent. Hai să o luăm așa în jos, pe partea asta. Că văd că e o potecă aici. Ai grijă. Uite, vezi, din asta. 40. Stai un pic aici. Ia uitați ce părăpăs e în jos. Nici nu știu. Să o luăm pe aici sau pe partea asta. Salut, Cătălin. E sinistru. Știu, Ionela, n-avem ce face. Trebuie să oprim undeva pe aici, să vorbim. Dați acolo, vă rog frumos.
aprecieri. Cu asta ne-a ajutat și share-uiți live-ul ăsta. Ca să vadă cât mai multă lume. Ia să le arătăm de aici. Ia uite ce e în jos. Nu știu dacă se vede. Uite-l, aici. Aici se aude. Se aude ceva, ia ține un pic. Ține un pic live-ul. Să punem programul. Se aud pași. Asta pe mine mă enervează. Este cineva aici? Este cineva aici cu noi? Ești? Cum te cheamă? Cum te cheamă? Zim cum te cheamă? N-am înțeles, mai zi o dată cum te cheamă. Nu vrei să vorbești cu noi? Vorbește cu noi. Ne spui cum te cheamă? A zis ceva, lung. Ajutați-ne și voi, dacă auziți ceva. Exact. Ia bine. Ce asta? Eu știu. Spune-ne cum te cheamă. Da, pentru că nu vor să vorbească exact când vrem noi. Tocmai de aceea. Pentru că acest telefon cu acest program este pe unde. Nu este cu cuvinte cum au și alții. Ei vor vorbi exact când vor ei. Noi trebuie să întrebăm de multe ori. Spune-ne cum te cheamă. Spune-ne cum te cheamă. Înseamnă că ei vor de la noi să ne afundăm cât mai mult, mai în jos. Ca să înțelegeți și voi. Asta e. Dacă așa vor. Nu e nimic. Mersi, Ioana. Hai. E, spuneți voi acum. Cât de întuneric este și cât de sinistru este. Poate să apară oricând ceva.
Dar noi nu suntem atât de atent. Ce? Da. Ei, în spate. În spate. În spate s-a auzit. Nu, se aude în partea aia, înspre șosea. Wow, unde ducem în drumul ăsta? Uite-l acolo, jos. Ce? Uite-l unde țin cu lanterna. Ce? Drum? E un drum, potecă, nu știu ce e. Știu, Ionela, dar trebuie să facem asta. Trebuie să vorbim cu ei. O să găsim ceva. Am așa o presimțire. Da. Da, a fost o așa o suflare, nu știu, a suflat cineva în ureche. Da. Ceva greu. Stai mai aproape de mine. Stai mai aproape. Stai mai aproape, vino încă. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik min yakna wa dabi yakna. Trebuie să se considerate de zene, am trăit în gairul mătubei, vele talin, amin. Wow! Ce beznă! Întuneric! Total! Mulțumim, Ioana! Faci o treabă bună! Băi! Voi chiar nu auziți absolut nimic? Sau auzim doar noi că suntem aici? Ia, ia taci! Ya cin! Allah'ın adıyla geliyorum. Aici, în zona asta e ceva. Ia, să văd. Iar o bifurcație. Deci nu știu. Stânga, dreapta. Cred că o luăm pe aici, pe stânga asta. Nu. Ne trebuia să ajungem undeva, undeva să găsim. Lătrat de câini, da. Știu, sunt mai jos undeva. Ia, uite-l. Ce? Aici s-a auzit ceva. Mamă, ce senzație. Mamă, deci nu mai. A doua oară. Tușește cineva. Da.
Ia ține un pic, să mai punem programul, că ne-am mai afundat în pădurea asta. Ia, și mi-a stâmpat partea asta. E cineva aici? E cineva aici cu noi? Urși? Sunt și urși? Spune-ne cum te cheamă. Bogdan. A zis Bogdan. Bogdan, unde ești? Bogdan. Stai un pic pe loc. Bogdan, unde ești? Bogdan, spune-ne unde ești. Am fost la 10 km de acolo. De unde suntem? Nu sunt. Cum te putem ajuta? Spune-ne, te rog, cum te putem ajuta? Vreau să vorbești cu noi. Hai, mai zi-ne o dată, cum te cheamă? Nu, de data asta nu vrea să vorbesc asta cu noi. Nu știu. Mai încercăm, dar aici văd că nu e nimic de făcut, nicio clădire, nici nimic. Aici nu sunt spirite, aici doar să fie de aia. Aici s-ar putea să fie decât demonii. Asta e zona lor. Pentru că în tuneric tot timpul vor fi demon. Mă spune de umbra mea. Axel, nu știu cu cine vorbești, dar haterii deja sunt cunoscuți. Noi nu suntem aici pentru audiență sau ce facem. Noi nu vrem bani, nu cerșim. Noi vrem să arătăm adevărul. Dacă știi, mă rog, despre demon, dar nu cred că ai auzit vreodată și cred că când auzi de demon râzi. Dar te invit pe tine să vii cu noi odată. Să vedem ce poți cu audiența ta și cu tot. Dacă te uitai pe live-urile noastre, poate vedeai ce facem noi. Nu suntem cu audiență aici. Da, cred că o să mai mergem la cimitir în seara asta, după ce plecăm de aici. S-ar putea să mergem la un cimitir, da. Tot la ăla. Care e, Cătăline? Care e lumina? Că n-am văzut. În ce parte era? Ai văzut tu ceva? Băi, să știi că eu am văzut că ne-au din partea asta o lumină, dar nici că mi se pare. Se vede, Axel, cu ce se mănâncă. Păi și de ce ne mai spui nu? Du-te și fă și tu atunci. Da. Am o presiune, dar nu știu unde a văzut Cătălin. Cătălin, dacă ne spui repede, ar fi super, că nu știu unde e. Ba, du-te naibii de aici! Băi, m-a atins ceva pe spate! Bă, dă-te! M-a atins ceva pe spate, vă jur. Eu ți-am zis că tot se aude în spatele nostru, dar tu n-ai vrut să crezi. Și mă știi poteca pe care am venit. Băi, eu nu mai pot. M-a atins ceva pe spate. S-o fi dus sus, că nu văd nimic. Ia vezi că ai ghezan deschis și Cora nu este în ghezan. E în al doilea, lasă-l. Stă bine acolo.
Că m-a încălzit în spate, deci nu mai pot, de, mă doare spatele rău. Mă rog niște palpitații. Ok, Axel, de la noi ce vrei? Asta nu înțeleg. Să vină cu noi. Cu audiența ta și cu tot asta, pe mine deja m-a deranjat, înțelegi? Da? Nu încerc să pun... Tu stai bine, mersi acolo, acasă. Stai un pic, stai. Să deschidem aplicația. Poate aud ceva, pentru că m-a atins ăla în spate. Nu știu ce. Ține și tu drept încolo. Oh. Că... expert tu aici, da, de 4 ani. Nu există nici demoni, nici fantome, așa e. Nu există? Ok, las că o să vorbim cu la ăștia nu vin, dar... care nu cred, știi? Spune-ne, cum te cheamă? Tu ai fost cel care m-a atins? Tu ai fost cel care m-a atins acum? Da, că vreau să stai să ne urmărești, nu e problemă. Cine m-a atins pe mine în spate, Adinaur? Fiecare trebuie să fie. Tu ai fost? Măi, ia că am pus lumina în partea aia. Am pus. Da, aveai lumina mai mare. Îmi spune și mie, tu m-ai atins în spatele meu? Parcă ai spus, da? Nu știu, ce ați auzit voi. Eu sunt. Luminez, Cătălin, cât pot, dar am și telefonul ăsta. Stop! Păi deja stau pe loc. Îmi spui și mie cine m-a atins în spatele meu? A zis da. Mersi, Ioana. Bravo. Am o presiune pe frunte. Ai o presiune? Pe cap, nu? Wow, iar a spus da. Cum te cheamă cel care m-a atins în spatele meu? Bebe. Nu mai. Băi, deci eu nu mai pot de spate, mă doare rău. M-a atins. Deci nu pot să mai stau drept. Pe tine te doare capul, pe mine m-a atins. Hai să mergem încolo. Aș vrea să vină cineva cu noi ca să convingă și... Luminează un pic în față, sus. Unde, uite, așa? Așa vrei? Nu știu care e fața, acum... În ce parte, uite, pe partea asta care am venit noi pe aici. O să mă uit la ora, dar am mașina, cred că. Mai îndreaptă un pic. Băi, deci eu nu mai pot. Știi cum îi făcea lui Burac? Același chestie am eu acum în spate. Mai, unde mai, că nu văd nimic. A zis mai? Sau ce? Mai în dreapta, așa. Ce ai? Nu știu. Ce s-a întâmplat? Ce ai simțit? Nu știu. Nu te speria. Gata. Ebru? Nu știu, ca o prezență... Prezență? Malefic? Poate... Te simți bine? Ești ok? Te-a atins pe tine? Simțeam că vine spre mine. Era ceva, nu știu cum te explic. Hai să... Nici nu știu. Te simți bine? Uite-l, acolo se aude. Fix aici.
Oana, chiar să mă crezi că nu mai pot de spate. Deci m-a atins atât de tare încât m-a lăsat fără răspare. Cine e pregătit să vină cu noi aici? Ah. Chiar mi-aș dori să vadă, să simtă. Da, Cătălin, dar suntem atât de pierduți aici. Îți vine să vomit? Ți-e rău? Am speriat rău de... Deci nu mai pot. Am simțit că vine ceva greu spre mine, ca și cum alergând așa, nu știu cum să... Alergând? Da. De-aia l-am și tras de tine. Nu te sperie, gata. Allah. E ora 12 și 4 minute. Unde vezi tu, Cătălin, ochii aia? Mai spuneți o rugăciune, Alexandra, mulțumim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia uite-l, mă. Ia vino puțin, ia vino, 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 vino. Uite-l acolo. E ceva negru. Unde? Uite lângă pomul ăla. Mamă, deci nu pot să mă apropii cu camera. Nu, că n-are... Bă! Îl vezi? E după pom, imediat, uite, negreală, ieșit așa într-o parte. Acolo jos? Sus. Fix, uite-l. Așa s-a arăt, uite încolo. Da. Băi, 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 băi. Cine ești? Așa cum apar că s-a văzut o luminiță acolo? 100. Aici. Cătălin, unde sunt ochii aia? Că nu mai înțeleg nimic. În partea aia, nu? Am văzut și odinau ceva în partea aia. Dar nu știu sigur dacă... Acum e și chestia aia de... Dar mă crezi că eu nu mai pot să mai stau drept? Mă doare spatele rău. Energia a venit spre mine. Ah. Așa cum zici să mă ia pe sus. Deci... Să te ridice în aer? Da, adică alergând așa... Nu știu, s-a părut ceva foarte greu. De-aia m-am și tras de tine să te trag într-o parte. Oh. Băi, deci eu nu mai pot. Ce mă doare spatele. Nu știu dacă mai vine ăla după noi. Exact, silueta neagră, Iulian. Da, cred că s-a dus, te-a atins pe tine, a alergat pe lângă tine și s-a dus în spate acolo. Cine are curaj să vină cu noi odată? Deci zboară astea, 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 prostile astea, dă-i. Ceva de necaz. Zboară chestiile alea, fluturi. Nu e, dar e energia aia foarte apăsătoare. Cătălin, zi ce zici, că nu sunt atent și pe cameră, pentru că eu trebuie să mă uit aici să vedem dacă găsesc ceva, știi? Salut, Răzvi! A venit moderator 2. Să ne ajute. El n-a fost până acum? Nu, Răzvi n-a fost. Neața, dragi. Ei văd lumini. Dar eu nu înțeleg unde văd. Ia, uite-l. Uite-l. Cred că acolo. Băi, a trecut ceva. Uite cum a trecut. Aia? Uitați-vă. Așa. Da, în partea aia așa. Băi, băi, băi. Asta ne urmărește, mă. Acolo s-a văzut. Că nu mai vine iar spre mine, că fac infart acum. Blochează pe Lee. Răzvi, trebuie să ne ajuți și pe noi cu haterii ăștia. În partea aia. Că Ioana se bate singură. Luminiță, parcă. Nu știu dacă au văzut și ei. Cătălin, cred că ne-a zis acolo, în partea aia. Nu, în partea aia. Acolo am văzut și eu adineauri. Ce? Da. Mare atenție, știu. Fai, deci eu nu mai pot. Mai scot odată programul, că nu mai rezist. Luminează spre soție, zice. Ce, vezi ceva pe ea? Sau e după ea? Stai acolo un pic, iubire.
poate să fie și după mine, că... Nu. Nu e, nu e. Hai să punem programul. Este luna plină. Ok. Văd că tot te plimbi pe aici, prin zona noastră, deci prin, pe lângă noi. Spune-ne cine ești, cum te cheamă. Răspunde. Chiar nu se văd luminile. Zim cum te cheamă, am zis. Îmi spui cum te cheamă? Hello. Ok, vrei să vorbim în engleză? Hello, who are you? What is your name? What? I didn't understand you. Hello. Ia uzi mă, hello. În continuu hello îmi spune. Please, say your name. You will gonna be hurt us? Hurt? Am auzit hurt. I will ask you again. You will gonna be hurt us? Vedeți-l pe ăla, Mihaela Alt. Ce mai vrea și aia? Moderatorii mei. Keeping what? Ok, nu vrea să răspundă. Deci, ia taci. Ah, sunt acolo mașini. Hai. Bebe, te cred, ce ai? Ai văzut că te-am și tras. Știu, păi tocmai de aia zic. Deci venea ceva puternic spre mine alergând. Tu mai știi, și... tu mai știi pe unde am venit? Pe aici, nu? Eu sunt acum derutată, nu mai știu. Băi, pe unde am venit, mă? Stai puțin. Drumul ăsta știu. Pe aici. Pe poteca asta. Gata, mergem spre mașină și mergem și la cimitir, dacă ieși. Nu e de speriat, nu, nu suntem speriați, doar că... Și presiunea foarte... Presiunea, da, exact. Pe aici am mers. Nu? Pe aici. Nu, nu știu pe unde a venit. Să nu ne afundăm mai rău. Știm, asta ne uităm și noi, să nu vină după noi. Ia. Cam în spate. Ovidiu, dacă vedeam lumini, spuneam, nu? Nu știu despre ce lumini vorbești. A fost un pic acolo la pom. A, încolo zici? Da, încolo este o... drumul, să zic așa. Mulțumim, Carmen. Babe, mergem pe aici, nu? Și spate, mai uite-te, pune lanterna. Dar văd că lanterna ta se termină bateria, nu? Da, nu știu de ce, că mi s-a încărcat. Da. Avem baterii. Nu știu de ce nu e. Mulțumim, mulțumim pentru aprecieri. Vă rog să dați distribuire. Da. Ia. Uite-l cum se mișcă. Bine, asta. A, se mișcă și asta? Deci, acum...
Nu ne e frică, nu, 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 nu înțelegeți niciunul greșit. E o presiune care o să se uite soția mea în spatele meu că m-a atins atât de tare încât eu nu mai am ăsta, răsuflare. Deci pe tine te-a atins așa și pe mine... Bună seara, Gabi. O să-l întreb. Mamă, deci nu mai pot. Nu mai pot să respir. Pe unde ieșim? Pe aici, nu? Păi vezi că drumul ăsta ne poate duce în eroare, știi, nu? Da, că e aici aproape. Deci nu știu dacă a auzit ei atunci faza cu mine, cu dacă s-a auzit, ca niște pași, nu știu. O să-i întrebăm acum. ...185 pe live, hai că se poate, hai că se poate. A, mergem și la cimitir. Mergem și la cimitir. Dacă mai stați. Dacă mai stați cu noi, acolo s-ar putea să vorbim cu entități. Cred că asta e ieșirea. Da. Mm? Da. Ia. Să ne mai uităm o dată în jurul nostru. E creepy, creepy rău. Foarte creepy. Și să te afunzi atât de mult în pădure noaptea la ora 12 și e ceva. Haideți, haideți, haideți că se poate. Am ieșit.